Doamnelor, domnilor, bun găsit! Umbrelele vor fi din nou la mare căutare pentru că vremea va continua să fie destul de instabilă în majoritatea regiunilor. Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod galben de ploi serioase, astfel până mâine dimineață la ora 10 în Banat, în Crișana, în Maramureș și în Transilvania, în Oltenia, local în Muntenia și Moldova, precum și în zonele montane, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta prin frecvente descărcări electrice averse, torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse chiar 40-60 de litri pe metru pătrat. Așadar, în orele ce urmează, în jumătatea de sud a țării, vor fi înnorări, averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, ce pot lua aspect de vijelie și izolat grindină. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 20 de grade. Mâine cerul va prezenta înnorări temporar accentuate și se vor semnala averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și vor fi și aspect de vijelie ziua în cea mai mare parte a țării, iar noaptea mai ales în jumătatea de nord a teritoriului. Izolat va cădea și grindină, iar ploile vor fi mai ales cu caracter torențial, astfel încât se vor acumula cantități de apă însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. Vedem acum și câteva temperaturi din principalele orașe. Iată că în Brașov vor fi 22 de grade, în Cluj 23, 24 de grade în Constanța, în Iași 30 de grade, 23 în Sibiu, în Timișoara la fel, în jur de 23-24 de grade. Și la munte e rost de ploaie. Vor fi astfel averse, ce vor avea și caracter torențial, și descărcări electrice. Pe spații mici vor fi și căderi de grindină, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă mai însemnate, de 20-30 de litri pe metru pătrat în majoritatea masivelor. Vântul va avea intensificări temporare cu precădere asociate averselor. Local, în special la altitudini mari, vizibilitatea va fi redusă în mare parte a intervalului, determinată de plafonul jos de nori, ceață sau caracterul torențial al ploilor. În Ceahlău, iată, vor fi în jur de 13 grade, în Păltiniș 16 grade, în Poiana Brașov 19, la fel în Predeal, în Semenic 13, Sinaia 17, iar la Stâna de Vale 18 grade. Nici la mare nu va fi vreme frumoasă. Ploile vor fi și aici prezente, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare se pot înregistra cantități de apă mai însemnate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade. Condițiile pentru ploi în averse și descărcări electrice vor fi ridicate la noapte în capitală. Mâine și poi mâine vremea va fi în continuare închisă cu precipitații, tunete, fulgere, vânt sau chiar grindină. În aceste condiții și temperatura maximă va continua să scadă. Iată, vor fi 26 de grade mâine, poi mâine 25 de grade. Vineri, în cea mai mare parte a țării, instabilitatea atmosferică va fi accentuată. Vor cădea averse cu descărcări electrice mai peste tot. Pe spații restrânse va cădea și grindină și vor fi posibile vijelii. În intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor înregistra cantități de apă ceva mai însemnate, 15-25 de litri pe metru pătrat, izolat chiar 40 de litri pe metru pătrat. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 28 de grade, iar cele minime între 11 și 19 grade. Dacă la noi veștile despre vreme nu sunt dintre cele mai bune, să vedem cum se anunță și în alte țări europene. Ei bine, și în sud-vestul continentului se mai anunță ceva ploi și temperaturi potrivite. Iată că în Madrid vor fi 25 de grade, în Lisabona 22 de grade, în Geneva 20, în Barcelona 22 de grade, în Londra sunt și ploi și o temperatură scăzută, 18-19 grade. În Europa de Sud situația va fi similară, dar parcă temperaturile vor fi ușor mai generoase. Iată că la Roma vor fi 25 de grade, 22 în Milano, în Atena 30 de grade, în Istanbul 27, în Sofia 22 de grade. În Europa Centrală și de Nord vor fi soare, banori, din când în când și ploi. 25 de grade, iată, vor fi în Helsinki, în Varșovia 27, în Praga 22 de grade, în Moscova e foarte cald, foarte frumos, în jur de 30 de grade. Doamnelor, domnilor, acestea au fost informațiile meteo ale zilei. Mai multe detalii găsiți și pe site-ul nostru, știrile tvr.ro. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită să aveți, indiferent de vreme.